Cred în educație. În educație fizică și sport. Cred. Informații cu caracter sportiv despre fotbal, anul 1 de instruire. Tema se adresează clasei a 5-a, competența generală numărul 3, demonstrarea unui comportament adecvat regulilor specifice pe parcursul organizării, practicării și participării ca spectator la activitățile de educație fizică și sport, respectiv competența specifică 3.2, manifestarea pe parcursul activităților a atitudinii de respect față de regulile stabilite. În clasa 5-a, anul 1 de instruire, programa școlară prevede învățarea, consolidarea, perfecționarea unor deprinderi specifice jocului de fotbal, și anume: lovirea mingii cu interiorul labei piciorului de pe loc și din deplasare, șutul la poartă de pe loc și din deplasare, preluarea mingii cu interiorul piciorului, conducerea mingii, repunerea mingii în joc de la margine, deposedarea adversarului de minge din față, procedee tehnice specifice portarului, sistemul de joc 1-3-2, marcajul și demarcajul, depășirea, cunoștințe privind regulile de joc hands, fault, repunere din lateral, variante de joc cu temă, informații cu caracter sportiv. Știați că unii cercetători sugerează că istoria fotbalului datează din anul 2500 înainte de Hristos? Grecii, egiptenii și chinezii par să fi participat la jocuri care implică o minge și picioare? Știați că jocul românesc al lui Harpastum a fost un joc bazat pe posesie, în care fiecare parte încerca să păstreze posesia unei mingi mici cât mai mult timp posibil? Grecii antici au concurat într-un joc similar intitulat Episkiros? Ambele jocuri aveau reguli mai aproape de rugby decât de fotbalul actual. Știați că multe culturi au avut jocuri care s-au axat pe utilizarea picioarelor? Știați că Federația Internațională de Fotbal Asociație FIFA a recunoscut în anul 2004 China ca fiind țara de origine a fotbalului datorită faptului că în anul 200 înainte de Hristos, în timpul dinastiei Han, o parte din poporul chinez practica un sport asemănător numit Tsuh Kuh? Știați că în acea vreme mingea era umplută cu iarbă sau câlți, învingătorii primeau premii, iar echipa care pierdea era biciuită de proprii suporteri? Principala competiție se desfășura cu ocazia zilei de naștere a împăratului, iar antrenamentele făceau parte din pregătirea militară? Știați că numele vine de la a lovi Tsuh, mingea folosită în timpul jocului Kuh? Porțile erau înalte de 8 metri, cu plase de mătase de 30 de centimetri, prin care jucătorii trebuiau să treacă mingea cu ajutorul piciorului? Știați că în anul 1863 câteva asociații din Anglia au decis să se întrunească și să stabilească un set de reguli comune care să fie respectate de toți cei care își doreau să joace fotbal? Știați că în urma întâlnirii s-a hotărât că jucătorii nu mai au voie să folosească mâinile în timpul partidelor, exceptând portarii, iar acest lucru a dus la o separare între cluburile care erau de acord și cele care se împotriveau? Așa a apărut ceea ce azi este cunoscut ca rugby. Știați că potrivit regulilor, jucătorii erau obligați să rămână amatori și nu primeau bani? Știați că pe măsură ce popularitatea fotbalului a crescut, apariția spectatorilor, cluburile au decis să înceapă să plătească și fotbalul a devenit un sport profesionist? Știați că echipa națională de fotbal a României și-a început activitatea prin meciul din 8 iunie 1922 de la Belgrad contra Iugoslaviei, când a obținut victoria cu 2-1? Știați că în anul 1930 România participă la prima ediție a campionatului mondial, competiție desfășurată în Uruguay? Știați că în anul 1994, la campionatul mondial desfășurat în Statele Unite ale Americii, România se califică în sferturile de finală, unde este eliminată de Suedia la loviturile de departajare? Știați că Steaua București a fost prima echipă din estul Europei și singura din România care a câștigat Cupa Campionilor Europeni în anul 1986? Știați că 35 este recordul de goluri marcate pentru echipa națională a României și acesta aparține fotbaliștilor Gheorghe Hagi și Adrian Mutu? Jocul sportiv fotbal, denumirea provine din limba engleză football. Se joacă între două echipe de câte 11 jucători, dintre care unul este portar cu o minge sferică pe un teren dreptunghiular acoperit cu iarbă, cu câte o poartă la fiecare capăt. Scopul jocului este de a înscrie goluri introducând mingea în poarta adversarului. Lungimea terenului poate fi între 90 și 120 de metri, lățimea între 45 și 90 de metri. Liniile terenului sunt linia de margine și linia de poartă, care împreună formează colțul terenului, corner. Poarta are 7,32 m pe 2,44 m înălțime.
Zona de gol este zona de protecție a portarului, și anume careul de 6 metri. Zona de pedeapsă este careul de 16 metri și punctul de pedeapsă, penalti, este la 11 metri. Poarta. O poartă trebuie fixată la mijlocul fiecarei linii de poartă. Este alcătuită din doi stâlpi verticali care vor fi montați la distanță egală de steagurile de la colț și care sunt uniți la vârf printr-o bară transversală. Stâlpii porții și bara transversală trebuie să fie confecționate din material aprobat. Forma lor trebuie să fie pătrată, dreptunghiulară, rotundă sau eliptică și nu trebuie să prezinte niciun pericol. Porțile, inclusiv porțile mobile, trebuie să fie fixate în pământ. Plasele porților trebuie fixate pe porți și pământ în spatele porții. Ele trebuie să fie bine prinse pentru a nu jena portarul. În unitățile de învățământ, baza sportivă nu permite amplasarea unui teren de fotbal la dimensiunile prezentate. La competiția de fotbal fete și băieți din cadrul Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar, clasele 5-8, se poate folosi terenul de handbal. Terenul este un dreptunghi lungime de 40 de metri, lățime de 20 de metri, poarta are dimensiunile lungimea 3 metri, înălțimea 2 metri, echipa este alcătuită din 6 elevi, 5 plus un portar și lovitura de pedeapsă, penalti, se execută de la 7 metri. În acest caz, poarta are o înălțime de 2 metri și o lungime de 3 metri, barele trebuie vopsite în două culori contrastante, alb, roșu sau negru, porțile trebuie să aibă o plasă atașată în așa fel încât o minge intrată în poartă să rămână acolo. Mingea de mărimea 5 se folosește la competițiile de fotbal pentru jucători de peste 12 ani. Mingea mărimea 4 se folosește la competițiile de mini-fotbal și fotbal feminin. Mingea mărimea 5 este de formă sferică, confecționată dintr-un material corespunzător, circumferință între 68 și 70 de centimetri și greutatea între 410 și 450 de grame la începutul meciului. Mingea mărimea 4 este mai mică, cu o circumferință între 63 și 66 centimetri și greutatea aproximativ 350 de grame. La Olimpiada Națională a Sportului Școlar pentru clasele 5, 8 și 9, 12 se joacă cu mingea mărimea 5, în timp ce la clasele 1-4 se folosește mingea mărimea 4. Durata jocului. Un joc se va desfășura în două reprize egale de 45 de minute. Jucătorii au dreptul la o pauză între cele două reprize, care nu trebuie să depășească 15 minute. Fiecare dintre aceste reprize poate fi prelungită de către arbitru în anumite condiții. La Olimpiada Națională a Sportului Școlar, clasele 1, 4, 5, 8, 9, 12, jocurile se desfășoară pe durata două reprize a câte 10, respectiv 15, respectiv 20 de minute, fără prelungiri. Durata fiecarei reprize se va prelungi numai pentru executarea unei lovituri de pedeapsă. Pauza dintre reprize va fi de 10 minute. Jucătorii. Un joc se dispută între două echipe compuse fiecare din cel mult 11 jucători, dintre care unul este portar. Un joc nu poate să înceapă sau să continue dacă una dintre echipe are mai puțin de 7 jucători. În orice joc disputat în cadrul competițiilor oficiale organizate de FIFA, confederații sau asociațiile membre, este permis să se efectueze cel mult 5 înlocuiri de jucători. La Olimpiada Națională a Sportului Școlar, clasele 1, 4, 5, 8, 9, 12, lotul este format din 10 elevi, fiecare echipă va fi formată din 5 jucători de câmp și un portar, adică 6 jucători. Un joc nu poate continua dacă una dintre echipe are 3 jucători eliminați. Avem și câteva prevederi privind înlocuirile de jucători. Echipamentul jucătorilor. Echipamentul de bază al fiecărui jucător se compune din următoarele articole separate. Un tricou cu mâneci, short, jambiere, apărător pentru tibie, ghete. Portarii pot purta pantaloni lungi de training. Un jucător nu trebuie să poarte echipament sau alt accesoriu care este periculos. Orice fel de bijuterii, coliere, inele, brățări, cercei, etc. sunt strict interzise și trebuie înlăturate. La Olimpiada Națională a Sportului Școlar, clasele 1, 4, 5, 8, 9, 12, echipamentul jucătorilor cuprinde. Un tricou cu mânecă scurtă sau lungă, numerotat, short, numai pantofi de sport fără crampoane. Portarul poate avea pantalon lung, echipamentul acestuia trebuie să aibă o culoare diferită față de ceilalți jucători și arbitrii. Jucătorii nu au voie să poarte accesorii sau bijuterii care pot prezenta un pericol pentru toți participanții la joc. Stabilirea rezultatului jocului. Înscrierea unui gol. Un gol se consideră înscris atunci când mingea a depășit în întregime linia de poartă între stâlpii porții și pe sub bara transversală.
Echipa învingătoare, echipa care a înscris cele mai multe goluri în timpul jocului, obține victoria. Dacă ambele echipe nu înscriu niciun gol sau înscriu același număr de goluri, jocul va fi declarat egal. La Olimpiada Națională a Sportului Școlar, clasele 1, 4, 5, 8, 9, 12, la meciurile din grupe se vor acorda 3 puncte pentru un joc câștigat, 1 punct pentru un joc egal, 0 puncte pentru un joc pierdut. Bibliografie. Cred în educație. În educație fizică și sport. Cred.